Spre satisfacția copiilor, ultima zi de școală a fost marcată prin diferite activități sportive, distractive, dar și educative. Prezentarea proiectului Mens Sana in Corpore Sano, minte sănătoasă în corp sănătos, a fost urmărită cu mare interes de copii, proiect care a avut drept scop promovarea sportului și a unei vieți mai sănătoase. La idee a căzut atunci când Parlamentul și Asociația Copiilor au stat la discuții și au căzut de idee ca să facem un astfel de program, adică un astfel de proiect la care elevii, cred eu, că a fost și educativ, unde au și învățat ceva. Eu din ziua de azi am învățat că trebuie corect să ne alimentăm, deci să avem grijă ce mâncăm, cât mâncăm, să mâncăm fructe, deci tot ce este sănătos, să nu mâncăm atâta, cum se spune, fast food, deci să fie sănătos. Alimente sănătoase și multă apă, normal. În cadrul acestui eveniment, copiii au avut ocazia să participe și la un concurs online, unde au prezentat cunoștințele despre importanța sportului și a alimentației sănătoase.